Iulian, cum adică 100 de lei ora de informații? Întrebarea a fost pusă de o clientă de salon. Da, doamne. 100 de lei ora de informații, adică mai exact. Vedeți această culoare? Aceste culori? Vedeți această tăietură? Această tunsoare? Aici e art. Deci dacă dumneavoastră aveți așa ceva și veniți la mine și îmi spuneți, Iuliane, vreau altceva. Acum o pun pe trepied, cronometrez cât durează și vă spun costul. Dacă 100 de lei încasez pe ora de informații, atât când îi văd pe stiliști în academie, cât și atunci când tund cliente, clientele sunt de la păr super mega degradat până la această artă, da? Cu cât aveți artă în păr, cu atât plătiți mai puțin. Cu cât aveți părul pătat, degradat, fel de fel de porozități, plătiți mai mult. Dar nu plătiți de fiecare dată mai mult, ci plătiți un specialist care să vă aducă părul pe nivelul de plutire, cum s-ar zice, adică nici pe minus 10, măcar pe 0 să vă aducă. Sau pe plus 3, plus 4, plus 5. Și la următoarea întâlnire, construiești acel specialist, nu oricine specialist ca idee. Așa. Dacă veniți cu asemenea artă în păr, păr curat, alb, blond, alb, impecabil, da? Deci nu se vede nicio pată, nu se vede nicio bordură, nu se vede nimic, da? Și mai aveți și o tunsoare superbă și îmi spuneți așa, Iuliane, cam cât durează, ca să știi când, dacă îl plătești, cam cât durează să-mi faci altceva? Da? Păi să vedem. Să dăm drumul la cronometru. Zic. Deci, a pornit cronometru. A venit clienta și zice așa, Iulian, fă și mie o tunsoare, altceva. La ce am? Ok, da, da, cum să? Cinci minute, da? Deci să împărțim. Stai să pun aici stop. Deci 5 minute. 100 de lei 60 de minute. 15 lei 10 minute. Deci până acum costă 7,5 lei. Deci măcar 10 lei nu costă cât o cafea. Pentru că având culori superbe, deja a început și o tunsoare modernă spre creativitate, altceva înseamnă să descoper aceste culori. Exact ce se vede. Bun. Păi, îi zic, doamne, până la moment, bine, vă dați seama că și Caterin, că mă distrez noaptea. Chiar dacă mă distrez, zic și un adevăr. Cum vi se pare până la momentul ăsta? E ok? 7,5 lei? Păi, Iuliane, e ok, adică am, dar ai mai putea să mai faci și altceva? Dă-mi drumul la cronometru. Ce vreau să poate vedeți? Că dacă ai părul vaznăvat, îl plătești, dracu. Dacă n-ai păr blond, alb, cu negru, superb, cu tunsoare superb, nu te-ai făcut la specialist? Și te-ai făcut acasă sau te-ai făcut la specialiști între ghilimele care se pozează cu diploma în chep și nu sunt în stare să facă o culoare uniformă, ciocolatiu, și ai părul de gra... Normal cât te costă
Când o să stai acum într-o superbă academie, totul la dispoziția ta și 100 ceva de metri pătrați de spațiu, eu care scriu cărți, care predau, care fac, care dreg, să stau cu ochii în părul tău, șuviță cu șuviță, și tu să ai un păr degradat și să plătești 2 lei. Păi n-ai cum, plătești 100 de lei. Ora de informații. Câte ore aplic pe părul tău, că ai tu pete, ai deasupra culoare superbă și pe dedesubt ai pete, câte ore aplic pe părul tău, plătești, dacă vrei calitate, da? Așa, eu ca o caterină, așa, nu. Am dat un acronometru, da? Bun. Bă, 17 minute. O asemenea creativitate, 17 minute. 17 minute? Da, ai 20 scrisul altul. Înseamnă 30 de lei. Doamna, această creativitate m-a fost 30 de lei. Păi, dar de ce mă iubeare îmi iei 30 de lei și la alte persoane iei 100 de lei? Păi, da, doamna, dumneavoastră ați avut o culoare superbă. Aveți o culoare superbă, două culori superbe, impecabilă, tunsul înainte a fost impecabil și acum doar crezi pe părul dumneavoastră. Bine, mai spre avantgardă ce fac aici. Da, puteam să vă las la fel o tunsoare modernă să vă fac cele două, da, la fel. Dar am dus-o spre avantgardă, doamne. Asta înseamnă când clienta vine cu păr super, tuns la un super mega specialist și la un super mega colorist. În 17 minute poți să creezi ce vrei. Poți să faci ce vrei. Adică costul este foarte mic. E ca și cum mă duc la stomatologie și am un pic, un dinte, un pic cariat. Vine doctor stomatolog, îi dă de două ori cu frezarea vorbului, pune o pastă, ia pasta, pune popa și 5 minute mi-am dat drumul acasă. Cu cât? Cu 2 lei. În momentul când te duci la stomatolog, dinții praf în gură, cum vin clientele în salon de coafură cu părul terminat, orică și-l fac ele acasă, orică se duc la specialiști, între ghilimele, văzându-i pe la seminarii, pe la diplome închept, crezând că sunt. Nu. Ei se duc doar pentru asta. Ca să atragă cliente prin așa ceva. Da? Clientele încet, încet, încep să prindă de idee. O să fac album pe fiecare clientă. Cum a venit prima oară și a plătit foarte mult din cauza că a avut părul degradat. După care, la următoarea, a plătit mai puțin. Și mai puțin, și mai puțin, și a menținut culoarea, tunsoarea. Și după un an de zile am să fac socoteala, cât a plătit prima vizită, a doua, a treia, a șaptea, împart la 12 și o să vedeți că o să iasă undeva o medie de 180, maxim 220. Dacă trebuie să fie prea terminat părul, să ajungă 250 de lei pe lună. Și clienta, după aia, următorul an, automat costul scade și mai mult. Ajunge la 120 de lei întreținerea pe luna culorii și atunsul. Vă respect, vă iubesc. Noapte bună în continuare. Să avem, că încă sunt pe creativitate.